Acestea ar putea părea din zona gândirii pozitive, dar sunt cu totul și cu totul altceva. Sunt cuvinte dătătoare de viață. Ne încredem noi în Domnul din toată inima noastră? Inima noastră, care le vede și pe cele bune și pe cele rele, care trăiește și pe cele frumoase și pe cele mai puțin frumoase. Și nu te bizui pe înțelepciunea ta. De unde avem noi această înțelepciune? Cine ne-a dat-o în dar? Ne-am născut noi cu ea? Da. Dar de unde a provenit? Ea de la cu putem cultiva, o putem dezvolta, dar baza, embrionul, sămânța, de unde a venit? Apoi ne învață Sfântă Carte Biblia la Proverbe, recunoaște-L pe Dumnezeu în toate căile noastre. Oare facem noi acest lucru? În toate căile noastre, dimineața și seara, la prânz și noaptea, și El îți va netezi cărările. Iată ce siguranță și ce promisiune primim din partea lui Dumnezeu. Nu te socoti singur înțelept. Oh, dacă îi întrebăm pe oameni, am face un recensământ împreună cu prietenul Mihai Dragoman, am plecat să facem un reportaj prin oraș cu oamenii care se socotesc înțelepți, vai, cred că n-ar fi unul să spună, nu, eu mă duc după pâine și doar atât. Toți au ceva de spus, toți au ceva de comentat și este bine acest lucru. Și cu siguranță toți se cred înțelepți. Dar Sfântă Carte Biblia ne învață în acest capitol, nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abată-te de la rău. Iată, meditați la această ultimă parte. Se vorbește foarte mult despre abandonul educației. De fapt, foarte mult se discută despre abandonul școlar. Dar, dragii mei, este vorba de abandonul educației la urma urmei. Cu astfel de teorii intrăm cu bună știință în zona anarhiei, un abandon la judecată, la educație, un abandon pentru a trăi mai bine. Pentru că există așa filozofii, trăim pe o teră improvizată. Marele scriitor Victor Hugo spune așa, nu poți împiedica drumul gândurilor, întocmai cum nu poți opri valurile mării să se întoarcă la țărm. Putem noi să întoarcem valurile mării să nu ajungă la țărm? Nici vaporul, nici orice altceva nu poate opri așa ceva. Valurile mării se întorc la țărm. Astfel de teorii gen gândirea pozitivă sunt niște valori frumoase, dau bine la cadru, dar îți rănește numai creativitatea și, nu-i așa, îți rănește și imaginația. Însă noi trăim cu realități, masă, casă, mașină, viață, moarte și veșnicie. Da, când vorbim de realități, vorbim și de veșnicie, pentru că veșnicie există, bună sau rea. Cu Dumnezeu sau cu celălalt. Tu ce alegi? Decizia îți aparține. Un alt sfat pe care îl primim în toate cărțile despre gândirea pozitivă, dar nu numai, este acesta. Zâmbește. Da, haideți să zâmbim. Chiar în acest moment, dragi ascultători, zâmbiți. Dar este un slogan al vremurilor. Însă, acum nu mai este peste tot. Pentru că mai poți râde, românul zâmbește ca să uite de plâns. Un alt subiect legat chiar de gândirea pozitivă și de trendul zilor noastre este următorul. Femeia independentă. Oh, un alt fruct al plopului. Ați înțeles bine. Au apărut femeile independente. Independente de ce? Și acest fenomenaș trecător, dar dorit de multe persoane, nu scoate la iveală decât aranjamentele vieții făcute pe câștiguri prăpădite, ca să nu scriem altceva, pe vieți jumulite, ca să nu ne exprimăm altfel. Cum o femeie independentă să aibă vilă de lux, mașină de lux, un copil, un serviciu foarte bun, în care mai degrabă să nu facă nimic și să nu îi se fie tăiate niciun fel de procent, iar săptămânal, la una-două zile, să se vadă cu nenea prezent ca fiind un unchi mai îndepărtat. Cum s-au realizat toate acestea? Dintr-un pocnet de deget, până să devină independentă, de ce anume a fost dependentă? Lumea râde de astfel de situații pentru că lucrurile sunt foarte ciudate și nu-ți oferă niciun fel de independență, din contră, de dependență. Vai, și cum se poate una ca asta? Cum? Uite așa, banii n-au căzut din cer. Facturile trebuie plătite, salariul vine, dar trebuie să muncești pentru el cumva. Iar unchiul nu vine să-ți aducă bomboane săptămânal. Sunt situații, în adevăr, cu adevărat tragice, în care o mamă rămâne aproape la limita existenței pentru că bărbatul nu-i mai place acasă, nu-i mai place casa, culoarea, draperia, nu-i mai place nimic, nici de copii, nici de nimica. Și atunci, fără să vrea deloc, acea mamă trebuie să meargă în continuare cu toate singură și devine, nu se declară independentă, să stăm liniștiți, se cheamă responsabilă. Suntem noi bărbați responsabili, suntem noi, mă rog, în dreptul fiecăruia vorbim, femei responsabile, mai bine responsabil adevărat decât independentă prefăcută. România, trezește-te, este apelul nostru. Nu întâmplător, România are imnul național deșteaptă-te române. Of,
și mult mai bine este pe terea improvizată dacă cu siguranță s-ar trezi. Pentru că există răspunsul. Și răspunsul la problemele vieții, să știți, dragi prieteni, că nu îl găsim în gândirea pozitivă. Ea poate să ne ajute. Ea este un embrion. Este un surogat. Gândirea adevărată, gândirea reală, gândirea care va da rezultate, este momentul în care privim cu ochi responsabili la crucea Domnului Iisus Hristos, când privim în Sfânta Carte Biblia, ghidul universal al omului, ghidul de viețuire, ghidul de fericire pentru fiecare dintre noi. Mai ascultăm o melodie, iar apoi vom reveni cu concluzia acestei ediții, La decizia îți aparține. Încrede-te în Domnul din toată inima ta. România, dragi prieteni, se declară o țară creștină. Românii plecați peste hotare, mulți dintre ei se declară creștini, s-au născut din mamă și tată creștinați. Însă știm foarte clar, pentru cei care mergem la biserică, pentru cei care citim cu adevărat cartea cărților, știm cu adevărat că un adevărat creștin devine în momentul în care el se întoarce cu fața către bunul Dumnezeu. În momentul în care recunoaște că a păcătuit, în momentul în care recunoaște că viața sa fără Dumnezeu nu are reușită, și aici nu trebuie să ne ambiționăm și să demonstrăm noi că putem trăi fără de Dumnezeu, pentru că viața înseamnă Dumnezeu, moartea înseamnă iad, moartea înseamnă moartea a doua, moartea, dacă intrăm în moarte fără de crucea Domnului Iisus Hristos și de iertarea sa, cu siguranță vom merge la pierzarea veșnică. În această lume trebuie să luăm, pe lângă multe alte decizii, să luăm o decizie capitală. Cea mai importantă decizie de pe pământ este ce vrei să faci cu viitorul tău, cu viața ta, cu veșnicia ta. Noi ne-am născut pe acest pământ să trăim 30, 40, 60, 70 de ani și apoi totul să se oprească la 2 metri sub pământ într-un sicriu mai colorat sau mai puțin colorat. Dacă, așa cum vă provocam ceva mai devreme, gândirea pozitivă credem că ne ajută în multe situații, iată, gândirea pozitivă nu ne ajută în fața morții, în momentul în care știm că mai avem o secundă și apoi ne vom da duhul. Asta în cazul cel mai fericit în care realizăm acest ceva. Dar dacă suntem într-un accident, dar dacă suntem într-o altă situație cumplită, tragică și viața se oprește brusc, cine decide aceasta? Bunul Dumnezeu. Ce se va întâmpla după aceea? Decizia pe care trebuie să o luăm astăzi este să ne împăcăm cu Dumnezeu. Așa ne învață Sfântul Apostol Pavel. Pentru numele Său, împăcați-vă cu Dumnezeu pentru a trăi veșnic. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Ce poate să facă înțelepciunea ta în momentul în care ai cancer? Ce poate să facă înțelepciunea ta în momentul în care ești disperat, în care te droghezi, în care viața ta a luat o razna, în care părinții te sunt despărțiți, în care nu mai știi încotro să iei, în care ai numai zile slăbuțe, numai zile nefericite în viața ta? Ce ne-ai de făcut? Ai un singur lucru, să mergi la crucea lui Iisus Hristos. Nu întâmplător, pe toate străzile aproape, în țară, la toate marile intersecții, există cruci, există crucifixuri. Există aceste lucruri pentru că oamenii se gândesc din când în când la Dumnezeu. Dar așa cum noi avem nevoie de mâncare, nu doar să ne gândim la masă, cam ce masă voi avea eu astăzi? Voi avea o masă copioasă cu pui și cartofi prăjiți. Păi dar dacă nu doar ne gândim la așa ceva, nu ne vom și hrăni. Doar mai rău ne facem, ne gândim și ni se face rău de la stomac. La fel este și cu viața de credință. La fel este și cu credința adevărată într-un bunul Dumnezeu Iisus Hristos. Dacă n-ai fost niciodată cu adevărat la cruce, acum este momentul. Haideți să venim împreună într-o rugăciune. Să ne liniștim sufletele într-o lume atât de agitată, pe o teră atât de improvizată, în care credem că doar dacă gândim pozitiv, doar dacă devenim bărbați independenți sau femei independente, vom avea succes, sub nicio formă. Vai, dacă aș ști cât tragism este în spatele acestor imagini care pot arăta bine, pot fi frumoase, dar de fapt există foarte multă deziluzie. Sunt foarte multe lacrimi și foarte multă disperare. Acesta este cuvântul. Mergem pe stradă, într-o parte și în alta și ne uităm. Oameni fericiți, mașini luxoase, oameni bogați, oameni care zâmbesc. Dar câtă nefericire este în spatele acestor imagini? Ești un om nefericit? De ce oare? Sunt eu un om nefericit? De ce oare? Nu m-am întâlnit cu Iisus Hristos. Decizia se aparține chiar în acest moment. Bunul Dumnezeu ne spune că în rugăciune putem veni la El, ne cerem iertare de păcate și prin crucea sa de la Carval, prin această sfântă jertfă unică în această lume, Domnul Dumnezeu ne dă iertarea. Nu pentru că noi suntem buni, nu pentru că noi merităm, ci pentru că Hristos ne-a iubit mai întâi. Deci haideți să spunem această rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, venim în fața Ta, aici la radio și îți mulțumim că existi, îți mulțumim că ne iubești, îți mulțumim că Fiul Tău, Iisus Hristos, a murit pentru păcatele noastre. Doamne Iisuse Hristoase, niciodată n-am spus această rugăciune, ca Tu să intri în inima mea, să-mi curățești inima și să-mi dai în dar viața veșnică prin Domnul nostru Iisus Hristos. Te rog, intri în inima mea, dă-mi această viață nouă în dar
și ajută-mă ca în momentul în care voi pleca de pe acest pământ să merg în paradis. M-am rugat toate aceste lucruri în numele Domnului Iisus Hristos. Aleluia. Amin. Este un moment special, un moment unic, cu toții unii care ascultăm acest